Sormuna, mulțumim frumos pentru invitație în primul rând. Ne bucurăm foarte mult să fim pentru prima dată la Chișinău, la invitația colegilor de la Rockit. Ni se pare că e un eveniment foarte frumos și am venit să luăm și un puls al pieței, de ce nu? Mai ales pentru că ceasul nostru fiind primul ceas sau smartwatch produs vreodată design de engineer în România, vedem un potențial foarte mare în țările vorbitoare, da, de limbă română. Și atunci, natural, după succesul din România, ne-am dorit să intrăm anul acesta și pe piața din Moldova. Mă întrebați cum merg vânzările. Referitor la cifre, global, în primele două luni de la lansare, am vândut în România plus Elveția plus Anglia plus State undeva la 10.000 de unități. Și asta fără să avem un marketing agresiv, noi fiind un startup până la urmă, originar din București, n-am avut fondurile necesare sau n-am mers neapărat în direcția către promovarea în marketing. Lumea pur și simplu iubește produsul. Mă întrebați de România. În România foarte mult produsul a fost îndrăgit sau lumea ne-a susținut foarte mult pentru că e un produs românesc. Deci noi toată partea de hardware, partea de soft, sistemul de operare, aplicația, toate sunt construite în biroul nostru din București cu cei 35 de băieți veseli pe care îi avem. Spuneați că doriți să intrați și piața din Republica Moldova. Când acest lucru s-ar putea realiza? Momentan, de ce e prima dată când am venit la Chișinău și am văzut un foarte mare interes pentru gadget-uri. Ne-am uitat pe câteva site-uri locale și ne-am uitat foarte mult la oamenii care au venit la conferință și la ce poartă la mână. Și credem că avem un potențial destul de mare. Ca și timeline, undeva, cred că, nu știu, până în jumătatea anului acesta, analizăm cu siguranță intrarea în piața din Republica Moldova. Planificați să colaborați cu magazinele de gadgeturi de la noi sau veți deschide reprezentanță? Mai mult ca sigur că vom colabora cu magazinele gata stabilite aici. Noi, ca și filozofie de business, avem 3-4 modele de business, dar niciunul din ele nu presupune ca noi să deschidem un boutique shop sau un online shop în țara respectivă. Momentan, în România vindem atât prin operatorii de telefonie mobilă, după cum știți sau dacă nu știți, am avut un acord de exclusivitate cu Orange pentru prima parte a lansării, adică începând din 14 octombrie 2015 până pe 31 decembrie, ceasul s-a putut găsi doar la Orange, atât în magazine cât și online. Momentan ceasul se găsește la mai toți retailerii online și offline din România, începând cu, nu știu, cu EMAG și terminând cu T-Mobile. Referitor la politica de prețuri, ar rămâne neschimbată cumva? Exact. Noi avem o politică de prețuri unitară, adică în tot ce înseamnă Europa sau Australia, mai nou unde am deschis, ceasurile pleacă de la 299 de euro pentru modelul dreptunghiular, pentru meridian, și ajung până la modelul de top la 499 de euro pentru un model care arată ca acesta. Politica de prețuri unitară, prețurile rămân la fel, doar că vor fi convertite în lei moldovenești. Exact. Dar referitor la conținutul adaptat dispozitivilor mobile, pornind de la smartwatch-uri până la telefoane mobile, tablete, care sunt oportunitățile pentru acest an 2016? Noi credem că anul 2016 va fi anul wearables și haideți sau connected object sau dispozitive purtabile. O să vă dau și un exemplu. Anul trecut când am fost la IFA Berlin, care e cel mai mare târg de profil din Europa, cam toată lumea avea câte un ceva purtabil. Fie că avea o brățară, fie că avea un bec inteligent, fie că avea o priză inteligentă, fie că avea un controller pentru casă, fie că avea un frigider care îți comanda produsele când știa că expiră sau că vor expira sau că rămâi fără lapte. Da, chestii pe care, nu știu, bunicii mei nu cred că le da, dar nu cred că o să le accepte foarte, foarte repede. Dar adopția pentru, cum spuneam și mai devreme în prezentare, adopția pentru smartwatch-uri sau smart connected objects se presupune sau se calculează că va fi undeva de două ori mai rapidă decât a smartphone-urilor. Bine, dar vorbim și despre conținutul de publicitate. Ar trebui deja să ne gândim să-l adoptăm pentru smartwatch-uri, în opinia ta?
e un pas 2, adică e mai mult, nu știu, 2017 spre 2018 încolo. Momentan, adică noi smartwatch-ul l-am gândit ca și un sistem închis, vom deschide API-ul anul ăsta, deci practic, nu știu, să spunem că ai un frate și fratele tău lucrează în IT și el vrea să-și facă o față, nu știu, cu Darth Vader, că tot a fost Star Wars acum, dar un exemplu. Și atunci el o să poată să-și facă fața respectivă, doar că e și o să o publice în store și tot așa. Dar nu am vrea să facem un conținut sau nu vedem încă ideea asta de conținut pentru smartwatch-uri ca să te invadăm sau să te invadeze publisherii și cu publicitate. Dar cu siguranță piața ne va duce așa acolo, cu publicitatea pe smartphone. E o realitate, adică fie că ne place sau nu, când încerci să te uiți la YouTube, tot. Deci sau da, tot o vedem de aplicații care te lasă să le folosești doar dacă accepti și publicitatea pe ecran. Exact. Noi am încercat să mergem spre mai mult ceas și mai puțin smart, deci pentru noi nu se aplică asta și nici nu cred că se va aplica în curând, pentru că noi vrem să fim mai simplu, mai intuitiv, mai non-disruptiv. Ai plecat frumos în concediu, ți-ai dat dismiss la toate notificările și îl folosești pur și simplu ca și ceas. Da? Și atunci, da, e o realitate ce spui, dar pentru noi nu se aplică pentru că nu vrem să-l încărcăm pe om, vrem să-i facem viața un pic mai simplă. S-a dus omul frumos să înnoate sau să facă sport, poate să alege liniștit pe bandă, își ține telefonul la, da, la o distanță acceptabilă de 10 metri, vede dacă a primit apelul respectiv sau e tăcut important, se uită și vede de treaba lui. Nu vrem ceva special să vorbească în telefon, nu poți să schimbi comportamentul, nu vrem să facem asta. Vectorologic este un startup de succes care a demonstrat, este și experiența ta în departamentul comercial de mai bine de 10 ani, un an de succes. Cum pot fi promovate startup-urile, cum pot fi crescute startup-urile și dacă acestea astăzi pot deveni companii multinaționale? E o întrebare foarte bună. Noi în general am mers pe, sau cum i-aș sfătui eu pe viitorii startup-iști sau oamenii care au o idee superbă să o marketeze. În primul și în primul rând, să nu facă ei de toate, da? Deci să încerce să nu le facă pe toate. Să facă parteneriate cu oameni care au neapărat aceeași misiune și valori, dar care au aceeași direcție, da? Deci să meargă către oameni cu care poate să plece la drum și să meargă pe un drum mai lung. I-aș sfătui să facă parteneriate cu entități puternice sau cu entități consacrate într-un anumit domeniu. Vă dau un exemplu. Noi am făcut parteneriate cu operatorii de telco, în speță Orange în România, care e numărul 1 și în piața de wearables și în piața de telco. Swisscom în Elveția, da, e operatorul consacrat al Elveției. Și practic am reparat bicicleta în timp ce mergeam pe ea, am învățat de la ei cum se marketează corect un produs constant, etc. De asta momentan produsul poți să-l găsești, adică nu știu, în Australia îl găsești la eBay, la Value Basket, îl găsești în state pe Amazon, îl găsești în UK la fel pe John Lewis sau pe Amazon, care sunt retaileri mega consacrați. Și atunci ar fi fost greu pentru mine să-mi atrag tot conținutul ăsta pe site-ul propriu și atunci am preferat să outsourcez, dacă vrei asta, către niște parteneri care știu despre ce e vorba, care au forța și baza de date și masa critică de oameni și foarte, foarte important e transferul de încredere. Dacă un brand consacrat are încredere în produsul tău, în startup-ul tău, atunci cu siguranță și se face transferul ăsta de încredere între brandul mare și consumatorii lui. Își propune Vectorologic să concureze cu Apple Watch? Sau în cât timp își propune să fie un concurent de temut pentru Apple Watch? E o întrebare foarte bună. Concurăm cu ei, dar indirect. Nișa pe care se află Apple, da, e o nișă foarte ok. Noi suntem cu totul în altă direcție. Deci Apple îți dă cât mai multe chestiuțe și îți dă un brand consacrat, da? Noi nu suntem momentan, n-am atins încă masa critică și aici mă refer worldwide, da? În țările în care activăm suntem pe la jumătate așa. Așa, e bine. Deocamdată. Exact. Noi suntem foarte, adică nu suntem nici ultraconservatori, nici nu încercăm să ne mai mult. Exact. Și
Și încercăm atunci să vedem exact unde ne e locul. Cum spunea și Mike Butcher mai devreme, e foarte important să-ți găsești nișa. Și atunci, noi suntem pe nișă a ceasurilor. Deci eu nu vreau să mușc din cota de piață al Apple sau al Samsung, ci vreau să iau din cota de piață a ceasurilor. Așa. Pentru că oamenii care ne-au ales pe noi în pofida altor smartwatch-uri vor ceva care arată mai clasic, vor ceva care arată mai business, vor ceva pe care nu trebuie să-l încarce zi de zi și pe care poate să-l conecteze cu diverse telefoane pe care le are. Sau dacă schimbă telefonul să nu fie constrâns să fie doar, Apple, doar iOS sau Android, să fie, poate să fie și Windows. Am mers mai mult în direcția ceasurilor decât în direcția smart. Da, e un ceas, dar e și smart. Ceasurile obișnuite mai au câteodată și funcția de a reprezenta un accesoriu de lux. Își propune Electrologies să lanseze și o gamă pentru acest public cumva care utilizează ceasurile ca și accesoriu care se poate mândri, care se poate lăuda? Noi, în ideea asta, am mers cu ceasul de 500 de euro. Deci un price point mediu în lumea smarturilor e undeva 150, maxim 200 de dolari. Da, asta înseamnă 150 de euro, să zic. La noi, cel mai ieftin costă dublu, da? Și atunci produsul nostru de 499 de euro sau gama noastră de produse de 500 de euro se adresează fix nișei respective. Adică e un om care are poate, nu știu, Rolex la mână, dau un exemplu, da? Și încă 3-4 ceasuri și a luat și un ceas care să fie și smart, dar vrea tot să fie fashionable, vrea tot să fie ceva frumos la mână. Dar ca să-ți răspund complet la întrebare, da, ne gândim să facem și niște ediții limitate la un moment dat. Că e un proiect de R&D, n-avem încă un preț fixat și nici măcar produsul nu e finit, dar ne gândim să facem și o ediție limitată la un moment dat de X bucăți, da, 100-1000, pe care s-o comercializăm în ediție limitată în toate țările în care activăm, adică, nu știu, 5 într-o țară, 10 într-o țară, etc. La colaborările cu casele de modă, v-ați gândit la ele? Da, ne-am gândit la ele, dar mai mult prin prisma fețelor care ar putea să apară pe ceas. De exemplu, nu știu, o față pe care scrie numele unui anumit brand. Da? Așa. De îndată ce vom deschide API-ul și toată lumea practic o să poată să facă fețe sau diverse aplicații pentru vector, practic există posibilități nenumărate, da? De a face diverse colaborări cu diverse case de modă. În continuare ne gândim, e un proces de cunoaștere și pentru noi. Gândiți-vă că practic am lansat produsul undeva în septembrie-octombrie anul trecut peste tot. Adică încă suntem Nu anticipăm atunci prea multe lucruri. Exact. În cadrul unui congres internațional se vorbea despre faptul că presa deja ar putea, că în următorii 2-3 ani, să fie citită anume de pe smartwatch. Ce părere ai cu referire la această afirmație? Prefer să-ți arăt. Așa. Haideți să vedem. Aici avem CNET, da? Da. Și aici avem primele 3 headline-uri ale zilei. Da? Așa e. Noi avem momentan doar stream-uri internaționale, în speț avem CNN, da, ABC. Cele care deja și-au actualizat. Exact. Astea se actualizează odată la câteva ore, depinde cum își actualizează ei fluxul. Când vom deschide API-ul, da, vom avea, de exemplu, nu știu, pentru București, dacă avem pasionații de ZFE sau Wall Street, da, așa, ce ordine vrei, vor putea să facă aplicația astfel încât aici să apară primele 3 headline-uri de la publicațiile respective. La fel și, nu știu, în Franța sau în Republica Moldova, da, cel mai citit ziar, să poți accesezi primele 3 headline-uri sau mai multe direct de pe cesuleț. Ce trebuie să facă instituția media pentru a adapta conținutul la smartwatch-uri? Noi trebuie, ei nu trebuie să facă absolut nimic. Așa. Chiar absolut nimic, e developerul lor, practic în momentul în care noi vom deschide API-ul, pur și simplu trebuie să, nu știu, e muncă de o zi, două, ceva, trebuie pur și simplu să dea niște feed-uri dintr-o parte în cealaltă. Adică deja ele sunt customizabile. Da, da. Adică BBC-ul n-a făcut nimic ca să apară la noi pe ceas, ca să zic asta așa. Da. Nu, absolut nimic. Pur și simplu trebuie să aibă un developer care să vrea să primească fluxul de informații, să-l direcționeze și către API-ul nostru. Încercați să facem chestii simple. Simple, dar utile și în trend. Mulțumim!